Costumați în negustori, ordovnițe, judecători sau menestrei, elevii celor trei școli din Piatra Neamț, Pângăraț și Crăcăoani au reușit să spună prin muzică, dans și cântec o poveste despre îndepărtatul ev mediu, o poveste pe care micuții au aflat-o de la părinți, de la dascăli sau din cărțile de istorie. Un proiect care se numește Evul Mediu Recompus, un proiect la care am lucrat copii de la trei școli, de la școala Elena Cuza, de la școala Nicolae Iorga din Pângăraț și de la școala Gheorghe Săvinescu din Crăcăoani. Un proiect despre Evul Mediu, un proiect în care copiii au desenat, au dansat, au jucat teatru și au cântat. Am vrut să recompunem Evul Mediu pentru că este cel mai frumos anii care au un secol foarte important pentru omenire și am vrut să arătăm ce simțim noi față de Evul Mediu. Ce simțiți? Bucurie și când simțim bucurie vrem să dansăm, să cântăm și să împărtășim cu dumneavoastră. Au fost încântați și de faptul că și-au adus aminte de vremurile vechi, de vremurile străbune, prin costumele pe care le-au avut, prin cântecele pe care le-au prezentat și chiar atmosfera a fost în așa fel încât ne-am transpus puțin în epoca medievală. A fost un moment foarte frumos, multe emoții, într-adevăr, dar a meritat totul, pentru că toți profesorii au colaborat cu noi. A fost un moment frumos, ne-a plăcut foarte mult trupa de teatru, dar acum, chiar acum ne uitam la filmările cu dansul și ne bucurăm că a ieșit atât de bine. Și sperăm să fie toți mândri de noi. Piesa e gata!